Bună tuturor! Vă salut de aici, de la noua casă. A trecut ceva timp de când am făcut ultimul video. În sfârșit, sunt mutată și este o schimbare destul de mare și știu că îmi va lua ceva timp până să spun că m-am obișnuit complet. Astăzi voi răspunde fetelor la mai multe întrebări care le au despre relațiile cu băieții. Desigur, va fi un video personal, dar în același timp voi încerca să spun dintr-un punct de vedere creștin, pentru că sunt creștină ortodoxă, din experiența care am avut-o de-a lungul anilor până la 34 de ani. Deci să începem cu prima întrebare. Întrebarea este, eu nu știu dacă un băiat este pur și simplu drăguț sau are interese serioase cu mine. Trenul în care ne întâlnim mai mult online, deci socializăm cu băieții prima oară mai mult pe internet, aș putea să zic că poți descoperi dacă un băiat are interese serioase cu tine și dintr-o fotografie, ce vrea să arate, ce scrie și deci nu trebuie să ajungi să vorbești neapărat cu el, dar și primul cuvânt poate să-ți arate ce fel de persoană este. Fotografiile care le are, ce scrie la profil, poate fi un indice ce fel de persoană, dacă este o persoană serioasă. În primul rând, nu se va cere fotografii cu tine, pentru că va încerca să te cunoască din punct de vedere sufletesc. Nu îți va pune întrebări strânjitoare, dar va avea răbdare cu tine oricând, oricât, și nu va avea frică să facă primul pas în orice moment. Nu va fi frică să arate cât de bărbat este, deci să vină spre tine, să plătească pentru consumație, pentru că va simți că orice ar face pentru tine este chiar o onoare, pentru că are posibilitatea să te cunoască ca persoană și ca suflet. Nu va obosi niciodată să arate cât de mult ține la tine și va investi relația cu tine. Și dintr-o perspectivă creștină, aș putea să spun că un băiat care este serios și este creștin, are valori creștine, te va invita să ieșiți împreună, în primul rând, la biserică, la mănăstire. Nu va alege o cafenea ca prima întâlnire și poate nici a doua, dar va dori să arate ceea ce are el în suflet. A doua întrebare este, ce trebuie să considerăm noi fetele într-un soț sau partener? Credința în Dumnezeu este, în primul rând, un indice de compatibilitate, pentru că dacă lipsește această înțelegere pe plan religios, creștin, atunci relația nu va avea o desfășurare care vă așteptați și atunci va fi greșită de stat. Deci, în primul rând, trebuie să fie această conexiune pe plan duhovnicesc cu acea persoană, după sufletesc, desigur, care este influențată de această conexiune religioasă, pe plan religios, pe planul credinței. Și după de fie o anumită atracție între mine și acea persoană, deci între voi fetelor și băiatul cu care vă va deveni soț, că este cam imposibil să spunem că nu dorim să fim atrase de viitorul nostru soț. A treia întrebare este, cum putem noi femeile să arătăm băieților că suntem interesate de ei? Aș putea să spun că, din perspectiva mea, pentru că sunt o fată creștină, desigur că îmi place ca băiatul să facă primul pas, dar și noi fetele nu trebuie să ne fie frică să arătăm interes pentru cel care îl simțim aproape de sufletul nostru, deci să trimitem fotografii, poate cu ceva care ne este la suflet cel mai mult, ceva care este parte din viața noastră. Tot ceea ce ține de noi ca suflet, ca interes, să nu fim prea insistente, pentru că în acel moment nu lăsăm timp persoanei să ne înțeleagă, să ne descopere, să descoperim acel suflet cu care ne relaționăm. Altă întrebare este, care este acel factor care trebuie să ne pune pe noi, fetele creștine, pe gânduri în momentul în care vorbim cu un băiat? Răspunsul este aproape același. În momentul în care
noi simțim că conexia cu Dumnezeu este foarte importantă și acea persoană nu arată acea dragoste pentru biserică, pentru cărțile sfinte, ți dai seama că Dumnezeu nu trăiește în el, în acel moment îți dai seama că relația voastră nu va putea funcționa. Tu vei spune că vrei să mergi la biserică, el va decide să meargă la o cafenea, poate la cinema. În acel moment vă veți da seama că vă diferențiați foarte mult ca interese. Deci unul dintre aspectele cele mai importante este Dumnezeu, deci credința, în practică, nu doar în suflet, pentru că nu este destul să îl avem pe Dumnezeu în suflet, dar trebuie să ne dăm seama dacă Dumnezeu trăiește și în acea persoană. Deci este un aspect foarte important care trebuie să ne pună pe gânduri în momentul în care lipsește. Interesul, deci, față de biserică, față de cărțile sfinte, cât de mult Dumnezeu trăiește în acea persoană. O altă întrebare este dacă noi femeile ar trebui să ne simțim intimidite de o persoană, de un băiat care are o carieră de succes. Sigur că sunt intrigată și intimidită într-un fel sau altul de o persoană cu carieră, însă de-a lungul anilor mi-am dat seama că nu contează atât de mult cât cariera, dar ce pui pe lângă ea. În sensul că dacă ai anumită carieră, dar îți lipsește credința în Dumnezeu, atunci cred că cariera nu mai are valoarea care ar putea să o aibă în viața ta. Ți este mai mult un aspect negativ în relațiile cu o femeie, cu viitoarea ta parteneră, pentru că nu vei putea să-i oferi timpul de care are nevoie, nu vei putea să-i dai timpul Dumnezeu cât ar trebui și atunci băieții vor căuta scuze spunând că sunt obosiți și că nu au timp să ajungă la biserică. Deci da, este important să facem ceea ce iubim în viață și din punct de vedere al carierei, al intereselor noastre personale, dar să nu uităm că conexiunea care trebuie să o avem cu acel băiat nu este numai pe plan intelectual, dar trebuie să fie combinate cu o înțelegere pe plan sufletesc și religios. O altă întrebare este cât de important este sexul. Spunând dintr-un punct de vedere creștin, știm că relațiile intime trebuie trăite doar în cadrul unui cuplu căsătorit, deci soț și soție. De aceea nu trebuie să dăm prea multă importanță la această relație intimă, care sigur va funcționa atât timp cât veți trăi o compatibilitate pe plan sufletesc. Nu trebuie să vă fie frică, dar nici să puneți prea mult accent pe ele, pe această relație intimă, pentru că ea va funcționa atât timp cât dragostea între voi va fi nemărginită și va fi o dragoste care naște dintr-o iubire în Dumnezeu. Nu vă iubi pentru aspectul vostru fizic sau pentru cariera voastră, reprezentați-vă în societate, însă vă va iubi pentru că timp cât sufletele voastre vor fi unite pe un plan mult mai superior decât relația fizică. O altă întrebare care ajunge, care o am de la femei, ce mă face pe mine să mă simt feminină? Consider că noi femeile trebuie să ne lăsăm și tratate bine de bărbați. Desigur, unui băiat îi face plăcere să trateze o fată bine, poate să-i dea prioritate, poate să deschidă ușa. În acel moment, noi fetele trebuie să acceptăm aceste gesturi de cavalerie, să nu ne fie frică să-i lăsăm pe băieți să fie ceea ce sunt și să se arate că apreciază femeia cu care sunt și cu care își doresc să poate să aibă o relație în viitor. Nici unui băiat adevărat nu îi va fi frică să arate că este cavaler și noi fetele trebuie într-un fel sau altul să lăsăm de la noi. O altă întrebare care o fată mi-o pune: care sunt gândurile mele despre porno, de ce mulți băieți apelează la așa ceva. Această problemă este foarte mare în societatea noastră în ziua de astăzi, însă trebuie să ne dăm seama că că vizualizarea a pornografiei nu aduce nimic bun în viața tinerilor și de aceea băiatul cu care sunteți într-o relație și care desigur vă doriți să fie un creștin ortodox autentic, dacă este dependent de așa ceva, veți dori să vorbiți pe această temă și să aflați un mod, să găsiți un mod pentru a renunța, ceea să nu ignorați această patimă
vrea să încercați în toate modurile să opriți acest comportament care în niciun caz nu poate aduce nimic pozitiv în relația voastră. O altă fată îmi pune o întrebare relativ la întâlnirile cu mai mulți băieți, cum mă face pe mine să mă simt întâlnirea cu mai mulți băieți și dacă este corect să facem așa ceva. Consider că este foarte important să dăm prioritate persoanei cu care ne întâlnim, deci în momentul în care începem să vorbim cu o persoană și ne întâlnim cu el, nu trebuie să ne întâlnim cu alt băiat în același timp, pentru că în acel caz nu vom înțelege exact ce fel de persoană este acea cu care ne-am întâlnit și desigur, cred că nici nouă, ca fete, nu ne-ar place ca băieții să facă așa ceva cu noi, să se întâlnească cu mai multe în același timp. De aceea și noi trebuie să dăm atenția cuvenită persoanei cu care ne întâlnim până când ne dăm seama că nu poate fi nimic. Deci va fi timp, nu vă preocupați, dar încercați să nu vă întâlniți cu mai mulți băieți în același timp, pentru că, după cum am spus, nici nouă nu ne-ar plăcea să fim una din atât de multe. O altă întrebare este, care sunt sfaturile pentru prima întâlnire? Cred cu tărie că trebuie să fim foarte atente cu cine ne întâlnim, să nu ne întâlnim de pe o zi pe alta. În primul rând, trebuie să înțelegem ce fel de persoană este aceea cu care vorbim, să înțelegem dacă credința lui pentru Dumnezeu este una doar superficială sau este una adevărată. Să înțelegeți aceasta prin mai multe metode. De exemplu, îi puneți întrebări, de câte ori se duce la biserică, ce iubește din biserică, ce cărți citește, dacă îi dați ceva să citească sau ceva de interesul vostru, vedeți dacă citește până data viitoare când vorbiți, dacă îi trimiteți un video, vă dați și spuneți că l-ați găsit foarte interesat, vedeți dacă îl va viziona până următoarea dată. Nu trebuie să-i dați niște timpuri limită, dar vedeți dacă în timp arată că sunt interesați la ceea ce voi sunteți interesate, dacă arată acea dragoste față de Dumnezeu și doar în momentul în care înțelegeți că aveți acea conexiune pe planurile cele mai importante, atunci să vă întâlniți, pentru a vă tot timpul care este necesar, puteți și să vă vedeți pe video, deci nu vă grăbiți, cred că este important să dăm tot timpul necesar să cunoaștem acea persoană cu care vorbim, pentru că, după cum am spus, timpul care acea persoană ne oferă nouă este un indicativ la timpul care ne va da și după. Și cu cât înțelegem mai mult acea persoană înainte de prima întâlnire, cu atât acea întâlnire va fi mult mai puțin strânjitoare, deci va decurge mult mai ușor. Deci nu vă grăbiți. Altă întrebare este, ce gânduri am despre băieții care au deja alți copii sau care au fost căsătoriți. Personal, nu sunt interesată să mă întâlnesc cu băieți care au avut relații lungi cu alte fete sau care au fost căsătoriți și au copii din relațiile trecute sau din căsătorii trecute. Dar asta nu înseamnă că nu există băieți buni care au fost căsătoriți și au copii. Altă întrebare care o fată mi-o pune, care este părerea mea despre băieții mai vârstă? Aștept, personal, nu sunt interesată să am relații cu băieții care sunt foarte în vârstă sau foarte tineri, pentru că în momentul în care suntem mai apropiați precum vârstă, simt o mai mare vecinătate cu acea persoană, o mai mare conexie, dar aici depinde de la persoană la persoană. Altă întrebare care cred că este vârsta ideală pentru căsătorie. Și aici depinde de la persoană la persoană, dar nu cred că trebuie să lăsăm cariera să ne oprească de la căsătorie. Desigur, dacă trebuie să terminăm ultimul an de facultate sau trebuie să ne dăm seama că e important și ne concentrăm mai bine în cazul în care nu suntem căsătorite, în acel moment, da, se poate aștepta un an, dar să nu așteptăm să terminăm totul în sensul că masterul, doctoratul și după aia să ne căsătorim. Cred că trebuie să facem ce ce simțim în momentul în care credem că este momentul oportun, să nu așteptăm prea mult, pentru că dacă vom pune multe aspecte între noi și viitorul nostru soț, atunci înseamnă că el pentru noi
nu este atât de important, dar cariera este mai importantă decât ceea ce simțim noi pentru viitorul nostru sos. De aceea trebuie să ne dăm seama că dacă el este persoana potrivită și simțim că cu el dorim să ne petrecem tot restul vieții, deci vă invit să faceți acest pas când simțiți că sunteți pregătite, că este persoana potrivită și să nu lăsați lucruri superficiale să intervină între voi. O altă întrebare care o fată ne pune este dacă nouă fetelor să ne fie frică să intrăm într-o relație serioasă, aș spune că nu în momentul în care persoana potrivită ni se prezintă și cred că persoana care este pentru noi ne va face să simțim că este corect ceea ce facem în acel moment, deci nu ne va fi frică să facem pași mici de sigur la început, desigur sunt încercări noi, dar știm că ne vom trece împreună și în acel moment persoana potrivită ne va da curajul să facem acel pas. Am încercat cât am putut să vă răspund dintr-o perspectivă creștină, dar și din punctul meu de vedere. Vă aștept cu comentarii, cu sugestii care le aveți și să ne alegem întotdeauna să fim liberi, să fim informați și să fim creștini. Vă aștept la următoarea.